Vă mulțumesc. Onorat auditoriu, numele meu este Dragoș Șerban Popovici. Anul trecut am fondat Asociația Consiliului Unirii, pentru că anul acesta s-au împlinit 100 de ani de când Basarabia a declarat că vrea să se unească cu România pe 27 martie, în 1918. Vedeți, noi românii avem un obicei prost. Vorbim și n-am învățat de la greci două lucruri pe care ei le-au scris pe, la oracolul de la Delphi. Cunoaște-te pe tine însuți, nu te se aud un... și totul cu măsură. Noi nu prea avem măsură în piață și, din nefericire, asta ne afectează chiar și astăzi. Aici unde unii au vorbit, mulți alții au vorbit puțin, important e un lucru, ce facem, nu ce vorbim. Că la vorbe nu ne întrece nimeni. Zicea Mircea Eliade cândva că suntem poporul care vorbim cel mai mult și facem cel mai puțin. Există trei vorbe extraordinare. Visele sunt pentru a vedea, credința pentru a crede și curajul pentru a face. Se pare că asta ne lipsește în momentul de față. Curajul și unitatea. Pentru că acum 100 de ani România a avut bărbați de stat adevărați care au făcut unirea de la 1918. Astăzi ce avem? Niște trădători de neam și de țară, și aici și dincolo în Basarabia. Poporul e mai dezbinat decât oricând. Fiecare trăiește pentru interesul propriu. Un prieten de-al meu, care a fost și ministru și profesor universitar, a fost în Japonia. Și acolo un japonez l-a întrebat, ce e la voi pe primul loc? Ăsta, om deștept, îi zice, dar la voi ce e pe primul loc? Și japonezul îi răspunde, la noi pe primul loc este interesul național. Pe locul 2 este interesul pentru firma la care lucrezi. Pe locul 3 este interesul pentru familia din care faci parte. Și abia pe ultimul loc este interesul personal. La care ăsta îi spune românul nostru, zice, păi la noi e foarte simplu. Voi, zice, sunteți voi de mama voastră. Păi, zice, cum e la voi? Păi la noi nu există decât un singur interes, interesul personal. La care japonezul s-a închinat și a zis, voi de voi. E, acum a venit momentul când trebuie să terminăm cu orgoliile personale, cu prostiile astea, să moară capra vecinului, să moară vecinul, să iau capra. A venit momentul să fim toți pentru România și atunci România va fi pentru noi toți. Cum zicea celebra poezie, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Vă rog frumos și îi rog pe toți românii, eu sunt persoană publică de 28 de ani, anul trecut am făcut o emisiune de televiziune, nici ține de-o, 29 de săptămâni consecutiv am vrut să arăt că România are elite adevărate. Deci noi, nu că vorbim pro-domo, dar avem oameni extraordinari. Avem singurul român din lume care a luat premiul Nobel, George Emil Palade. Din nefericire, nimeni nu e profet în țara lui, cred că asta s-a născut în România, vorba asta, și e demonstrată de noi ad literam. De ce? Pentru că George Emil Palade a luat premiul Nobel fiind în America. Aici, în România, oameni de valoare extraordinară și în ziua de astăzi nu sunt băgați în seamă și ajung să-i cumpere americanii, să-i plătească cu bani grei, în loc să facă aici pentru neamul ăsta și pentru țara asta ce ar putea să facă. Și atunci, revin, este momentul când toți românii trebuie să lăsăm la o parte interesul personal, interesul familial, interesul firmei la care lucrăm, să avem un singur interes. Interesul național, idealul național, unirea. Trebuie să o facem anul ăsta, altfel copiii noștri și copiii copiilor noștri ne vor blestema în veacul vecilor, pentru că n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu vom fi demn de strămoșii noștri, de Mihai Viteazu, de toți eroii și martirii neamului ăsta, de Decebal, de Deceneu, de Zamolțis, de Burevista, dacă nu facem unirea noastră. Vă rog din suflet să vă gândiți și zi și noapte, cum zicea Emil Cioran, poporul român trebuie iubit pentru a fi schimbat și nu schimbat pentru a fi iubit. Iar Titulescu spunea, cea mai mare victorie este victoria asupra noastră înșine, fără de care cu greu putem păși înainte. Și termin cu Eminescu, suferința e bună căci ascute geniul, dar prea multă suferință nu e bună căci te poate ucide. Iar Iorga spunea, cel mai cumplit lucru din viața unui om este pribegia. 5 milioane de români pribegesc prin Europa, prin lume,
pentru că aici, în România, trădătorii de neam și de țară care conduc România de 28 de ani au distrus toată economia și n-au unde să muncească aici. Și se duc pe alte meleaguri și sunt acolo sclavi, practic muncesc pentru alții. În loc să facă valoare adăugată aici, și România ar putea să fie nu a doua Elveția, să fie mai teribilă decât Elveția. Elveția nu are Marea Neagră, nu are Delta Dunării, nu are Voronezi și așa mai departe, nu are Sărmise-Ghetuța, nu are 13.000 de ani de istorie în spate. Însă sunt toți pentru Elveția. Haideți să fim toți pentru România. Mulțumesc.